Andy este un tânăr actor, veșnic tânăr actor. Într-o oarecare măsură asta sunt și eu. Într-o mare măsură asta sunt și eu. Un veșnic debutant. Care merge la castinguri și are roluri mici în tot felul de spectacole de teatru. Și e un tânăr debusolat. La fel ca și celelalte personaje din film. Seamănă foarte mult cu mine, ca să spun așa. Motivul pentru care am acceptat a fost pentru că mi-a plăcut foarte mult. Și deși inițial eu am dat casting pentru Petru și am dat casting, țin minte că am dat casting pentru secvența cu porumbei, parcă, și mi-a plăcut foarte mult cum e scrisă. După aceea s-a ajuns la Andy pe parcurs, dar mi-a plăcut foarte mult Paul și cumva energia lui și felul în care lucra cu noi. Și da, într-adevăr, scenariul a fost scris pe parcurs, dar exista un fel de linie care a fost trasată încă de la început cumva a personajului. Și mi-a plăcut foarte mult. Personajul, adică m-am simțit foarte relaxat, mai ales la filmare, a fost foarte în regulă cu Papi și cu Radu. A fost o chimie bună așa între noi. Mi-a plăcut secvența la basket, spre exemplu. Ne-am distrat foarte bine acolo. Au mai fost secvențele din Cireșica, unde iarăși, nu știu, e greu să spun, sunt multe secvențe care îmi plac.